treaba ta. Ce vrei să spui prin asta? Oamenii cei mai săraci. Cum ne comportăm? Știi tu, poate vă face plăcere. Nu ești de nivelul nostru ca să înțelegi. Vrei să spun de ce? Pentru că doar așa primiți atenția pe care o doriți. Sunteți niște copii bogați, care au de toate, doar atenție nu aveți. Asta ce a fost? Melissa, a fost doar un dans. Lasă-mă. O să-ți pară rău. Oare ce mă mai așteaptă azi? Dar unde sunt toți? Te aștept în clasă cu pici, anonim. Strand. Care scria, te aștept în clasă, pupici, anonim. Nu o să-ți vină să crezi, eu am primit același mesaj. Ceva nu miroase bine aici, mai bine să plecăm. De acord. Nu pot să înțeleg, Mateo, cum poți să fii așa de calm? Crede-mă, nu este pentru prima dată când mi se întâmplă asta. Vrei să zici că au făcut ei ceva? Păi nu cred că ușa s-a închis de la sine. Lasă, nu faci pe deșteptul. Mai bine hai să ieșim de aici. Nu vei ieși de aici până ei nu și vor duce planul până la capăt. A făcut asta. Dar cine oare? Melissa, Cristian, Robert, Dan? Au mai făcut asta și cu o fată care a fugit fără să-și ia lucrurile din această școală și nu s-a mai întors niciodată. Dar ce i-au făcut? A fost închisă pe toată noaptea în școală. Nu pot să cred. Cine a fost cu ideea? Asta nici până azi nu se știe. Dar de ce te interesează? Am eu problemele mele care trebuie rezolvate. Știam că ascunzi ceva. Nu în zadar a venit în această școală. Și de ce crezi asta? După cazul de anul trecut, sora fetei a primit un loc la buget în școala noastră. Și după cum văd, ești tu. Și când ți-ai dat seama? Nu contează asta, contează ceea că te-ai băgat într-o gaură din care n-ai scăpare. Oricum o să aflu cine a făcut-o. Ai grijă că ce se întâmplă acum
acum este un nimic. Și dacă tot suntem aici, vreau să-ți spun ceva. Eu sunt foarte bogat. Și tu tot acest timp m-ai mințit? Nu te-am mințit, doar nu ți-am zis. Desigur. Acum cătați-vă de treabă, termin eu. Prințul Negru? Nu e de mirare. Cine putea fi dacă nu el? Nu cred că el a fost. Nu înțeleg de ce ții apărare atâta. Am depus foarte puțin efort pentru a face un plan atât de bun. Tu ai fost? Nu m-am așteptat de la tine la așa ceva. Draga mea, încă multe te așteaptă. Să nu te mai văd pe lângă Cristian, m-ai înțeles? Asta-i tot? Gata? Nu mă sperii tu pe mine cu așa ceva. Poate vrei bani. Cât îți trebuie? Dar ce sărăcie ai pe tine, îți trebuie toți banii mei. Melissa, nu-i poți cumpăra pe toți. Acceptă asta. Cristian, vreau să-mi cer scuze pentru că te-am învinuit pe nedrept. Scuze acceptate.